Undeva în jur de 20 august 44 până la 23 august s-a dat lupte mari acolo în jurul Iașului și tatăl meu acolo a căzut în lupte. Când mi-a spus Andrei Cazacu, tatăl lui Ileana Matei, eu fost împreună. Ieri ați arătat unde a învățat? Păi da, păi ia că liceu. Fotografie am văzut. Liceu, ăsta e liceu. Știu. Și tatăl zic că a fost prima promoție, să vede că a fost. Asta... El din 1910 născut. Asta e prin 29. Maria Pucărmărie. Da. Și deci aici, acolo. Nu, asta nu și acolo. Da. Și bunelul meu a fost în armată română și a fost luat de aici, de pe la Tighina, când a plecat armata română, când s-a retras în 40, a luptat în armata română, nu s-a mai întors înapoi, adică în vedere când au intrat românii, de-am. El a continuat cu armata română până a căzut în prizonierat. Armata română a început să lupte de acum alături cu de alianță, nu cu rușii, dar alături de alianță. Ei, dar tot cu rușii. Nu, eu nu vreau să... Și rușii băgau în cele mai, eu nu mai grele locuri, înțelegi? El lupta nu cu armata care luau pe moldoveni de aici pe basarabieni rușii, el în armata română lupta chiar, armata română. Păi, armata română, dar era aliață cu armata rușii. Da. Și... La unguri încolo. Da, 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 la unguri, mulți. O căzut, căzut în prizonierat, l-a dus în Austria, l-a eliberat asta englezi și cu americanii. Rușii i-au luat într-o dimineață, i-au încărcat și tocmai Actubis ca prădător de patrie. Și Siberia. Dosarul l-ați primit? Da, dar eu țin minte. Eu am scris, l-a trimis la KGB, tata tot în prizonier, sub Iași. Da, da, tata... Dar îi mânau coloana, mergeau rușii din urmă, când au dat comandă Mihai. Da. Nu da, puneți da. Rezistență. Și mâna ca pe șaise din urmă și eu strâns pe toți. Da. Dar mie mi-a spus Vadi Andrei Cazacu, că s-a lucrat la mine în brigadă, și băi, și când dădeau niște lupte, înțelegi, rușii, mișcau noi. Noi întrebi și acolo, o bus și pe tatăl și l-au format acolo. Și era el, Andrei Cazac, și cu Valodia Patricios, era ofițer. Ia, ce mișlieni erau. Și au văzut, eu n-am știut, scriem, am și am vreo trisori, scriem pe la Ministerul Apărării, scriem pe și tot. Deci nimeni nu știu nimic român, înțelegi? Dar chiar o scrisoare, dar și matale vrei pensii? Băi, căutați unii, tatăl meu a căzut în lupte, băi, să știu. Așa că știu că în jurul Iașului pe acolo, dar... Da, da. Cine eu știe? Vreau să spun că săptămâna asta a fost la lansarea unei cărți al lui Iulian Rusanovski. Cine a auzit? A, avocat și se ocupă cu... Are asociația Obștească Monumentul și se ocupă cu restabilirea monumentelor din timpul României. Atâtea lucruri, adică a editat a doilea volum din trilogia lui, dar ei în formă... În formă de, adică culorile, prima carte a ieșit albastră, a doilea volum a ieșit galben și mai are a treilea de făcut roșu, adică tricolor, trilogia asta e tricolor. Așa niște lucruri interesante, s-o ocupă, și așa mă bucur că e generație tânără, el e tânăr, da, e bravo, e bravo, și se ocupă cu, știi, dar are niște piedici, dar are niște probleme, cu Adrian, ce să vorbim? Când...
ne-am întâlnit și noi cu problemele astea. Fotografie, ia caută acolo. Hai, am parte ce? Este un om. Sau care? Soare, oare aici și soare. Acolo e soare. E bine, tamană în față la... Pentru fotografii, numai cu o agenție. Nu știu de unde caut, unde e aparatul. Dar nu se vede. Băi, unde? Era așa?